Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Obrigado por sintonizar a conexão da fé. Bine-ați venit la emisiunea Conexiunea Credinței, emisiunea care vă ajută să vă apropiați de Dumnezeu. Bine ați revenit, sunt pastorul Radu Oprea de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara și vă invit astăzi să discutăm despre un lucru destul de delicat în lumea noastră, în vremea de astăzi, și anume despre cruce. Atunci când vorbim despre cruce, realizăm că probabil există puține elemente în istoria umanității care au împărțit oamenii atât de radical precum crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Trăind într-o țară majoritar creștină, probabil că nu experimentăm la fel de atroce, la fel de puternic, acest sentiment al asocierii cu crucea care ne diferențiază de alți oameni precum frații noștri de credință creștină din alte părți ale lumii. Dar există zone ale lumii noastre în care asocierea cu Domnul Iisus Hristos, asocierea cu crucea Lui, te face să fii parte dintr-o zonă a societății în care bunurile, siguranța, locul de muncă, relațiile, prietenii și chiar viața îți sunt puse în pericol. Nimic nou. Crucea Domnului Iisus Hristos, încă de la începutul erei creștine, a împărțit oamenii în două tabere. Oamenii au rămas loiali, credincioși, generații întregi de oameni de atunci încoace și-au asumat crucea Domnului Iisus Hristos, după cuvintele Mântuitorului care spune: cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Sau oameni care s-au dezis de cruce, s-au devenit chiar vrăjmași ai crucii. Aș dori să ne punem întrebarea împreună astăzi: de care parte a crucii ne aflăm? De care parte a crucii ești? Și pentru a aborda subiectul acesta bazat pe întâmplarea biblică, pe istoria biblică, vreau să vă invit să citim împreună dintr-unul dintre capitolele relevante ale Noului Testament. Este vorba de Evanghelia după Luca și vom citi din capitolul 23, începând cu versetul 35. Norodul stătea acolo și privea, fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este El Hristosul alesului Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Crucea. Crucea Mântuitorului Hristos nu împarte omenirea doar astăzi, în secolul 21, ci a făcut-o încă de la început. Încă de la început vedem cum doi tâlhari care au fost răstigniți împreună cu Domnul Iisus Hristos sunt poziționați nu numai din punct de vedere geografic, de partea stângă și dreaptă, de o parte și alta a crucii lui Hristos, ci fiecare dintre ei se poziționează ca atitudine în mod diferit față de cel ce este răstignit între ei. Și din nou, aș vrea să ne punem astăzi întrebarea: de care parte a crucii mă aflu? De partea celui ce, uitându-se la cruce, vede pe cruce pe Mântuitorul Hristos, pe Cel care a venit pe pământ fără niciun fel de vină să moară în locul nostru, pentru păcatele noastre, de dragul nostru. Sau de partea celui ce, uitându-se la cruce, vede pe cruce un om care moare
fără prea mare vinovăție, dar moare degeaba. Trebuie să înțelegem întâi de toate presiunea la care suntem supuși atunci când ne poziționăm față de crucea Mântuitorului Hristos. Evenimentul răstignirii a avut loc într-un context politic destul de tensionat al secolului I, într-un moment în care Pilat, guvernatorul roman desemnat să aibă grijă de provincia Iudeea, să păstreze liniștea și pacea, din când în când împăca poporul la sărbătorile principale, dându-le înapoi pe unul dintre cei ce urmau să fie răstigniți. Și pentru că n-a găsit niciun fel de vinovăție în Domnul Iisus Hristos, după ce l-a judecat, a încercat, pentru a nu-și antagoniza poporul care striga, răstignește-l, răstignește-l, să le libereze, oferindu-le șansa ca ei să aleagă ca Iisus Hristos să fie salvat, Iisus să nu fie răstignit. Pe crucea din mijloc n-ar fi trebuit să fie Iisus. Ci locul acela era al unui alt tâlhar, tovarășul probabil al celor doi care sunt răstigniți de-a stânga și de-a dreapta, și anume Baraba. Baraba pe care poporul îl alege în locul lui Iisus. Și Iisus este răstignit pe crucea pe care ar fi trebuit să fie Baraba. Iată cum tovarășii de fără de legi, tovarășii de cuțit, cum spune într-o poezie pe care am auzit-o de multă vreme, cu multă vreme în urmă, în loc să-l vadă pe șeful lor, pe liderul lor între ei, răstignit, pilduitor pentru popor, văd pe altcineva. Contextul este tensionat și pentru că, din pricina liderilor religioși, poporul se ridică și se răzvrătește în mod paradoxal și neașteptat împotriva lui Iisus, care nu făcuse nimic. Lui Iisus, care nu greșise cu nimic. Și cu toate astea, versetul 35 spune așa: norodul stătea și privea, fruntașii își băteau joc de Iisus și împreună cu fruntașii, împreună cu liderii poporului, toți îl batjocoresc. Dacă vom merge și vom citi textul paralel din Evanghelia după Matei, vom vedea că la început amândoi tâlharii l-au batjocorit. La început și unul și celălalt și-au bătut joc de el. Nu știu dacă ne-am întrebat vreodată de ce. V-ați pus vreodată întrebarea: cum e posibil ca, suferind atât de multe ceasuri, un chin atât de puternic, atât de profund și perspectiva morții iminentă și precise, să fii batjocoritor la adresa celui de lângă tine, care suferă alături de tine? Frustrarea trebuie să fi fost imensă în inima celor doi la început. În primul rând pentru că Baraba nu este acolo. În primul rând pentru că acela care ar fi trebuit să fie acolo a scăpat. Și ei, care poate n-au făcut altceva decât să fie tovarășii lui, sub comanda lui, iată că urmează să moară. Suferința fizică, în general, întunecă gândirea oamenilor și îi face pe foarte mulți să spună lucruri pe care apoi le regretă. Dar presiunea socială este așa de mare încât, pentru început, la început, amândoi tâlharii se asociază, cedează și încep să-l batjocorească. Trăim și noi vremuri în care, din păcate, lumea în care trăim îl batjocorește pe Dumnezeu. Îl batjocorește nu neapărat scuipându-l fizic, așa cum au făcut cu Domnul Iisus, pălmuindu-i fizic pe cei ce se identifică cu el, ci îl batjocorește respingându-l, lepădându-l, alungându-l din mijlocul ei. Îl batjocorește refuzând să trăiască după principiile și valorile lui Dumnezeu. Se uită la Dumnezeu ca la un neputincios. Pe alții i-a mântuit, pe alții i-a salvat. Pe sine însuși, de ce nu se salvează? Atât de mulți oameni ridică pumnul către ceruri, încercând să-L înfrunte pe Dumnezeu și crezând că astfel dovedesc neputința sau chiar inexistența lui Dumnezeu. Recunoaștem cu toți în jurul nostru presiunea aceasta. E atât de greu să te identifici drept creștin, drept ucenic al lui Iisus Hristos, atunci când mergi la școală,
Când colegii tăi, dacă te văd citind Biblia, foarte rar te vor aprecia și te vor lăuda, ci vor găsi motive să te izoleze, să te ostracizeze, poate chiar să te batjocorească. Există părți ale lumii și sunt părți ale lumii civilizate, care cândva promovau credința în Dumnezeu cu multă tărie, unde astăzi nu mai ai voie, în școli, în instituții publice, să vorbești despre Dumnezeu, să te rogi sau să rostești numele Lui Hristos, fără să suferi consecințe. Trăim într-o lume în care societatea, într-o lume în care majoritatea îl batjocorește pe Dumnezeu. Majoritatea este de o parte a crucii, de partea celor ce îl batjocoresc pe Dumnezeu. Și e atât de ușor să te situezi de partea majorității. E atât de ușor să fii de partea celor mulți, în speranța că fiind între ei, fiind între cei mulți, vei fi acceptat, vei fi asimilat. Și poate nici nu vei fi observat așa de bine de Dumnezeu. Doar că ne uităm la cei doi tâlhari, unul de o parte, altul de cealaltă, nu știm care dintre ei este care. Ne uităm la cei doi tâlhari și observăm că unul dintre ei continuă în atitudinea lui de batjocură la adresa Mântuitorului Iisus Hristos. În versetul 39, textul nostru spune: unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Îl înfruntă și îl batjocorește pentru că deasupra lui, pe partea superioară a crucii, deasupra capului, era pironită acuzația pentru care era răstignit. Și textul spune că era scris regele iudeilor. Și era scris regele iudeilor, lucru care i-a mâniat pe lideri religioși, care au cerut să se spună că așa a zis el, nu că este. Pilat refuză să schimbe. Uitându-se deasupra, el refuză tâlharul care se situează de partea batjocoritorilor crucii. Refuză să accepte această identitate. Și cum să o accepți? Îl înțelegem foarte bine. Cum să accepți că împăratul este pe cruce? Cum să accepți că cel ce este regele iudeilor este respins de iudei, este alungat de iudei, este răstignit de iudei, este condamnat? Trebuie să fie un impostor. Trebuie să fie cineva care nu-i cu adevărat regele iudeilor. Și dacă este regele iudeilor, dacă este cu adevărat Mesia, păi atunci să se salveze pe sine însuși și pe noi, zice el, mântuiește-ne, salvează-ne și pe noi. De ce noi să plătim, de ce noi să murim în timp ce Baraba a scăpat? Câtă frustrare! Nu e așa că uneori ceea ce ne face să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, să ne situăm de partea celor ce resping crucea ca instrument al lui Dumnezeu de salvarea omenirii, este exact lucrul acesta. Ne uităm în jurul nostru și parcă vedem neputința lui Dumnezeu de a salva oamenii de la moarte, din accidente, din situații limită pentru viața lor. Ne uităm și ne uităm la viața noastră și spunem: dar nu e corect. Nu e corect să sufăr eu în timp ce alții care au făcut lucruri mai grave scapă. O duc bine. Cred că, dacă suntem onești, fiecare dintre noi avem asemenea sentimente. Fiecare dintre noi avem asemenea trăiri. Fiecare dintre noi este de multe ori în tabăra celor ce-l batjocoresc pe Hristos, ce-l resping pe Hristos, ce nu vor să se identifice cu El, tocmai din pricina acestei amărăciuni a vieții noastre. Tocmai din pricina faptului că nu-L vedem salvându-ne pe noi din situațiile dificile în care ne aflăm. Îl înțelegem foarte bine pe tâlharul care este de partea celor ce batjocoresc crucea lui Hristos, celor ce resping
crucea lui Hristos. Miracolul sau lucrul surprinzător nu este el, ci este celălalt. De partea cealaltă a crucii este colegul celui care îl batjocorește pe Mântuitorul și care respinge crucea. Este cel ce alături de el a făcut toate aceste fapte și care și el se uită la Domnul Iisus Hristos, dar se uită și fizic și, dacă îmi permiteți, spiritual, dintr-o altă perspectivă. Perspectiva lui e diferită. Și aș vrea să ne uităm puțin și să vedem ce l-a ajutat pe omul acesta. Ce l-a ajutat pe omul acesta să fie de partea corectă a crucii. De partea celui ce, uitându-se la cruce, nu vede acolo un înfrânt, un neputincios. Întâi de toate, un lucru extraordinar pe care el îl face este în versetul 40. În versetul 40 textul spune că l-a înfruntat și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Cât de greu este să-ți înfrunți semenii. Cât de greu este, mai ales în momentele cruciale, grele ale vieții tale, să-i înfrunți pe cei din jurul tău. Să nu mai faci parte din mulțime, ci să fii gata ca pentru lucrurile în care crezi, ca pentru valorile tale, să iei poziție, chiar dacă te situezi de partea cealaltă, chiar dacă te situezi împotriva mulțimii. Harul acesta, pentru prima dată, probabil în viața lui, își întreabă colegul: te temi de Dumnezeu? Nu ți-e frică de Dumnezeu? De câte ori vor fi ieșit de prin ascunzătorile lor, la miez de noapte, cu cuțitul în mână, gata să ia viața trecătorilor pentru a le lua punga, negândindu-se niciodată la pedeapsa lui Dumnezeu, negândindu-se niciodată la ceea ce au făcut, ca și când ar avea consecințe. Dar acum stă față în față cu iminența morții și lucrul acesta începe să-l facă să se teamă de Dumnezeu. Și Biblia spune că teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Oare nu cumva o fi prea târziu când ești pe cruce, cu câteva ceasuri înainte de a deceda? Niciodată nu e prea târziu decât atunci când e prea târziu. Niciodată nu e prea târziu să începi să te temi de Dumnezeu și să-i înfrunți pe ceilalți, împreună cu care probabil l-ai batjocorit pe Dumnezeu pentru o vreme. A fi de partea corectă a crucii, a celor ce văd pe cruce nu un înfrânt, ci pe regele Universului, înseamnă să te poziționezi antagonic de foarte multe ori în relație cu mulțimea, în relație cu cei alături de care ai batjocorit, ai jefuit, ai trăit diferit de Dumnezeu, diferit de ceea ce vrea Dumnezeu. Cât îți este de ușor, cât ne este de greu să facem asta. E atât de dificil. Și cu toate astea, dacă vrem să fim de partea corectă, de partea dreaptă a crucii, trebuie să o facem. Trebuie să ajungem să ne uităm la noi înșine și, așa cum spune acest tâlhar în versetul 41, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Când te uiți în oglindă, când ne uităm la noi înșine, ce vedem? Vedem niște oameni care suferă pe nedrept? Vedem niște oameni care nu merită să fie acolo? Sau vedem, așa cum ne învață Scriptura, niște păcătoși? Căci Biblia spune că toți au păcătuit, și eu, și dumneavoastră, și sunt separați, sunt lipsiți de slava, de gloria lui Dumnezeu. E atât de important pentru noi să înțelegem, să înțelegem că merităm pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Când ne uităm la pedepsele oamenilor, s-ar putea să spunem: sunt prea aspre sau sunt prea blânde, sunt drepte sau sunt nedrepte. Dumnezeu nu este nedrept. Dumnezeu întotdeauna măsoară exact atât cât trebuie. Și tâlharul acesta ajunge să-și dea seama în ultimul moment, în ultimul ceas al vieții lui, că merită. Primim plata cuvenită pentru fără de legile noastre. Acesta e primul pas ca să treci dintr-o parte în alta
a crucii, să te poziționezi de partea corectă a crucii lui Hristos. Dar nu e suficient. Trebuie să te uiți și uitându-te la cruce, să nu vezi acolo un om care e fie înfrânt, fie merita să fie acolo. În general, se spune că dacă ai făcut un lucru rău, primești pedeapsa și nu iese fum fără foc. Așa că mulți s-au uitat la Iisus și au văzut în el un impostor, un batjocoritor la adresa lui Dumnezeu, care merita să fie acolo. Tâlharul din stânga a văzut un înfrânt care nu este cine pretinde că este. Așa a văzut și cel din partea cealaltă pentru o vreme. După care, ascultând ce se întâmplă în jurul lui, probabil auzind cuvintele Mântuitorului Hristos, spune: omul acesta n-a făcut nimic vrednic să fie aici împreună cu noi. Cât de important este să ai o perspectivă corectă asupra cine este persoana Domnului Iisus Hristos. Cine este Iisus pentru tine? Cred că această întrebare este crucială și fundamentală pentru poziționarea noastră față de crucea Domnului Iisus. Răspunsul la întrebarea aceasta va determina în mod decisiv poziționarea noastră față de crucea lui Hristos. Cine este Iisus pentru tine? Este un produs al imaginației unor oameni? Este rodul imaginației unor scriitori de acum 2000 de ani? Poate că Iisus este doar un învățător, doar un rabin, doar un om bun care a făcut bine și a căzut victimă nevinovată violenței secolului I. Sau Iisus Hristos este cine a spus că este? Cât de greu trebuie să fi fost tâlharului din partea corectă a crucii să se uite la capul de acuzare pentru care Iisus a târnat pe cruce și să vadă că nu e vinovat de absolut nimic ce merita să fie adus acolo, ci că într-adevăr ceea ce scria acolo sus era valabil cu adevărat pentru el. Acesta este pasul decisiv. Nu doar să înfrunți pe cei din jurul tău în baza convingerilor tale, nu doar să recunoști că tu însuți ești pe drept sub pedeapsa lui Dumnezeu, ci uitându-te la persoana Domnului Iisus Hristos, să vezi acolo pe Fiul lui Dumnezeu. De unde știm asta? Din versetul următor. În versetul 42 se întoarce către Iisus și spune: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Nu-i surprinzător? Să vezi un tâlhar care moare pe cruce pentru probabil violențe de neimaginat și care are speranță și care se uită în ochii morții cu nădejdea că într-o zi el va trăi și nu numai că va trăi, ci va fi împreună cu cel ce moare lângă el. La asta ne cheamă Dumnezeu. Să ne uităm la Domnul Iisus Hristos ca la acela care într-o zi va veni pe pământul acesta și nu va veni doar ca un simplu om, așa cum a venit prima dată, ca mielul lui Dumnezeu, blând, smerit, discret, ci va veni ca autoritatea supremă. Va veni pentru a instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ, atunci când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și să vină împărăția ta, vie împărăția ta. Recunoaștem și spunem că într-o zi Mântuitorul Hristos va aduce pe pământ împărăția lui Dumnezeu. Tâlharul acesta este în pragul morții, împovărat de recunoașterea, admiterea vinovăției. Însă în același timp plin de speranța faptului că cel ce moare pe cruce lângă el, sub acuzația de a fi spus că este regele iudeilor, împăratul lui Israel, Mesia, unsul lui Dumnezeu, într-o zi se va întoarce biruitor. Într-o zi cu adevărat va învia. Într-o zi cu adevărat și el poate fi împreună cu Iisus. Și se roagă și vorbește și el cu Iisus. Vreau să vă încurajez să vorbiți cu Iisus. Unde este Iisus? Pot să vorbesc cu el? Cu siguranță da. Biblia ne spune: închide-te în cămăruța ta,
roagă-te lui Dumnezeu și Dumnezeu care ascultă în ascuns, în ascunsul cămăruței tale, în ascunsul inimii tale, este Dumnezeu care ascultă rugăciunile tale. Nu trebuie să fii expus public, așa cum era tâlharul de pe cruce, ci e suficient să o faci în privat. E suficient să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, poate n-am omorât pe nimeni cu cuțitul, poate doar în inima mea. Poate n-am făcut păcate atât de mari și atât de grave ca ale tâlharului și de-aia nici nu sunt pe cruce. Dar în inima mea recunosc și știu că sunt un om păcătos și un om nevrednic. Un om care ar merita moartea, dar mă uit la tine, care ai murit pentru păcatele mele. Mă uit la tine și văd în tine pe mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul meu, care a venit să moară și să ispășească pentru păcatele mele. Și văzând în tine pe cel ce plătește pentru păcatele mele, am îndrăzneală, am curaj să vin să te rog să mi le ierți și să mi le curățești. Vin înaintea ta și te rog să-ți aduci aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Care e răspunsul lui Dumnezeu la astfel de rugăciune? Uitați-l în versetul 43. Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ce ne-am dorit să auzim în ziua morții? Pentru ziua în care vom pleca din lumea aceasta. Ne-am dorit să auzim că s-a încheiat totul și că nu mai este pentru noi nimic după moarte? Sau că pentru noi după moarte rămâne doar o pedeapsă veșnică și grea? Sau cuvintele Mântuitorului pe care îi le spune tâlharului din partea corectă a crucii? Astăzi. Astăzi, pentru că amândoi vom pleca din lumea aceasta și nu când voi veni, ci astăzi vei fi cu mine împreună, cu mine în rai. Când rogi lui Iisus Hristos, nu trebuie să te îndoiești că poate într-o zi se va întâmpla. Când te rogi lui Hristos cu atitudinea cu care s-a rugat tâlharul de pe cruce, poți avea certitudinea promisiunii că din ziua aceea ești împreună cu El. Și că în ziua în care vei pleca din lumea aceasta, El va fi alături de tine. Crucea lui Hristos ne cere să ne poziționăm într-o parte sau în cealaltă. Crucea lui Hristos este evenimentul istoric și teologic al umanității, care împarte omenirea în două. Împarte omenirea în două. Pe cei ce o resping, pe cei ce o batjocoresc, pe cei ce se leapă de ea și nu vor să aibă de-a face cu ea. Și de partea cealaltă, cei ce, înțelegând starea în care sunt, acceptă și primesc dragostea lui Dumnezeu. Primește dragostea lui Dumnezeu și acceptă crucea lui Hristos. Dumnezeu să te binecuvânteze! Vă mulțumim că ați urmărit emisiunea Conexiunea Credinței.